Liviu Dragnea, propunere istoric, în anul centenarului, schimb numele Selii de plena Parlamentului. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat ce va propune biroului permanent ca sala de plena Camerei Deputaților să-i schimbe numele în sala Vasile Stroescu, acesta fiind primul președinte al Parlamentului în România Unit. Voi propune biroului permanent ca această sală să se numească Vasile Stroescu, cel care a fost primul președinte al Parlamentului României Mari, a declarat Liviu Dragnea.